Considerată mâncarea săracului, în România, cartoful și fasolea încep să aibă prețuri care pe mulți îi sperie. Doar în ultimul an, cartoful s-a scumpit cu 30%, iar fasolea a avut o creștere de 6%. Importurile din care ne asigurăm o mare parte din consum au dictat prețurile, iar acum, ca să impulsioneze producția autohtonă, ministrul agriculturii anunță programe de susținere a fermierilor care cultivă aceste legume. Pentru cartofi sunt disponibile 15 milioane de lei, ajutor pentru fermieri ca să își reducă din costuri și 50 de milioane de euro pentru construcția de depozite. Fasolea, în schimb, a fost inclusă de programul de producție a legumelor în spații protejate, unde ajutorul poate ajunge la 4.000 de euro pe an. Aliment de bază în gospodăriile din România, cartoful a înregistrat în ultimul an cea mai mare creștere de preț dintre legume. Acum este cu 30% mai scump decât în februarie 2021, chiar dacă producătorii autohtoni cer pentru el același preț ca în toamna trecută.